Bună seara, suntem din nou în direct la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. În această seară vom discuta despre ce se mai întâmplă prin Giurgiu, în spatele ușilor închise sau la vedere, uneori chiar prea la vedere. Invitații mei din această seară fiind doamna Clara Mărculescu, șef serviciu la Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, sper că am zis bine, nu, da, Clara? Bună seara. Și domnul Mihnea Boierescu, consilier județean, bine ai venit, Mihnea. Bine v-am găsit. Doream să încep cu ceva pozitiv, dar totuși ar trebui să reamintesc faptul că a început campania electorală, deși nu conform graficului. Zilele trecute, mii de flyere au fost împrăștiate prin Giurgiu, cu așa zisa lista a rușinii, nu? Era vorba despre cei care s-ar fi opus proiectelor domnului primar Nicolae Barbu. Primarul autointitulat primar-manager, deși în mod surprinzător, poate pentru unii sau poate pentru dânsul, însușirea de a fi manager este cuprinsă în intențiunea termenului de primar și atunci această expresie este cel puțin nefericită. Domnia sa, domnul primar Nicolae Barbu, a negat, nu, că dânsul ar fi la capătul acestei acțiuni de dezinformare, dar textul cuprins în flyer a apărut și pe site-ul oficial al primăriei mai înainte de asta. Aș dori acum să revin la știrea pozitivă. Este vorba despre un echipaj de robotică, un echipaj care a participat la un concurs internațional de robotică la Viena. 20 de țări participante de pe tot globul, au fost și din America Latină, din Mexic de pildă. Echipaj din care au făcut parte și 4 studenți giurgiuveni și care au obținut la acest concurs internațional de robotică premiile 1 și 3. Sponsorii acestei acțiuni au fost mai mulți, dar mai ales grupul de firme Nova Force, personal domnul deputat Nicolae Florian. În același timp aș vrea să mai reamintesc că TV Giurgiu a fost partener oficial, partener media oficial al acestui concurs internațional de la Viena. Încă o dată felicitări celor care au obținut aceste două premii într-o activitate, nu, care presupune foarte multă inteligență. Echipajul participant fiind condus de către directorul televiziunii TV Giurgiu, Petrică Slăvescu. Spuneam că o să discutăm despre, iată, avem imagini de la acest concurs, unde am obținut, cum s-a spus, studenții români, studenții giurgiuveni au obținut premiile 1 și 3. Ar mai fi de adăugat aici că unul dintre studenți a făcut o serie de diligențe la Consiliul Județean pentru a obține o sponsorizare, lucru care nu s-a întâmplat. Poate ne spune câteva cuvinte și domnul Mihnea Boierescu despre acest lucru? Aș dori să vă spun câteva cuvinte. Păcate, nu știu ce să spun. E pentru prima oară când aflu. E păcat că un grup de studenți care cu cinste și onoare reprezintă România nu au fost sprijiniți. Acum am văzut și eu pe ecran pentru prima oară ce s-a întâmplat acolo. În mod normal, cererile ar fi trebuit să ajungă pe masa consilierilor. Consilierii sunt cei care ar fi trebuit să se pronunțe dacă e cazul să Consiliul Județean să le acorde sprijin sau nu. Numai că, în realitate, că acum să vorbim de partea nevăzută a lucrurilor, lucrurile se întâmplă cu totul altfel. Există un singur om în Consiliul Județean care primește toate cererile, este vorba de domnul Mimiș, consilierul personal al președintelui Mustățea, și el împreună cu domnul Mustățea decid care sunt cererile care ajung la consilieri și care sunt cele care nu ajung. Oricum e o decizie unilaterală, pentru că și cele care ajung, noi nu avem nicio documentație în spate, nu ne putem pronunța pe nimic. De altfel, au fost multe intervenții pe care le-am făcut la Consiliul Județean și nu am fost singurul consilier care am avut punctul ăsta de vedere. Noi vrem ca fiecare cerere să fie dezbătută, să fie votată secvențial, în parte, nu toate în bloc 200-500 de cereri, că n-ai cum să analizezi așa ceva. Practic, trebuie să-l crezi pe cuvânt pe cel care îți prezintă acea listă în față. Tot ce fac consilierii județeni. Am înțeles că unul din cei patru reprezentanți ai Giurgiului a făcut o cerere de sprijin, cererea aceea nu a ajuns pe masa noastră. Noi n-am știut nimic. Luni avem o ședință extraordinară unde de asemenea o să voteze niște cereri de sprijine financiare și o să informez consilierii județeni care în momentul ăsta nu știu decât dacă se uită la emisiunea dumneavoastră ce s-a întâmplat. Faptul că a fost o cerere depusă, faptul că nu a fost sprijinit, nu numai acel student, ci toată echipa ar fi trebuit sprijinită. E păcat că se dau sprijine pentru lucruri care nu sunt
neapărat necesare, dar acolo unde, unde te simți mândru că ești român și că ești giurgiuvan, taman acolo nu se întâmplă nimic. Ce să zic, ar fi multe de spus, dar dezamăgirea și dezgustul meu este foarte mare, ca să spun acum în emisiune, față de ce se întâmplă în Consiliul Județean. Am întrebat elevii la un moment dat, i-am luat repede, le-am rugat să răspundă repede, elevi de clasa 12 la ora de filozofie, se întâmpla, spuneți-mi, sărac și cinstit sau bogat și cinstit? Foarte mulți dintre ei, domne, sărac și cinstit. Nu? E clar că este mult mai bine să fii bogat și cinstit. Mai ales dacă e să ne referim la Giurgiu, la județul Giurgiu, nu? Un județ aflat cam pe ultimele locuri pe țară în ceea ce privește dezvoltarea economică, nivelul de trai, nivelul salariilor și așa mai departe. În aceste condiții a fost absolut salutară nu înființarea unui centru de afaceri la Giurgiu. Centru de afaceri Clara Mărculescu, nu, care a avut rezultate, din câte am înțeles eu, rezultate deosebite. Ce ne poți spune? Da. Despre acest centru de afaceri, nu inițial ai fost director, nu, la centrul de afaceri, după aceea... De 2 ani, această instituție cu personalitate juridică s-a transformat și a devenit serviciu în cadrul Consiliului Județean. Aș vrea să consider că mă aflu aici în calitate de cetățean. În același timp sunt antreprenor și sunt și președinte al unei asociații de promovare turistică a regiunii Dunării. Se numește Eastern Danube Convention and Visitors Bureau. Sunt și șef al centrului de afaceri. Voi da răspunsuri cu privire la scrisoarea deschisă pe care am făcut-o domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Mustățea, dar și domnilor consilieri județeni. Atât cât îmi permite această poziție, pentru că sunt mandatată din partea Consiliului Județean, acum nemai fiind director al centrului de afaceri. O să vă povestesc foarte pe scurt, pentru că nu pot fi cuprinși 7 ani și jumătate de activitate într-o oră de emisiune, dar voi spune foarte pe scurt în mare despre ce este vorba cu centrul de afaceri. El a fost înființat la sfârșitul anului 2008 printr-un proiect Fare CBC 2006, pe acest program a fost depus, de Consiliul Județean. În urma implementării câștigării acestui proiect și implementării, s-a construit centrul de afaceri, pentru că era numai scheletul blocului de la parterul blocului 114 pe șoseaua București. A fost dotat, mobilat și din anul 2009, 25 iunie, a fost inaugurat și funcționează centrul de afaceri. Inițial a fost o instituție cu personalitate juridică, cu un buget foarte mic întotdeauna. Eu am fost numită inițial în decembrie 2008, am fost numită director la centrul de afaceri și în ianuarie am ocupat postul prin concurs. Timp de 5 ani am funcționat normal, după alegerile din anul 2012, când la conducerea Consiliului Județean a venit domnul președinte Mustățea, dânsul a considerat atunci că nu, această structură nu are niciun fel de importanță. Mi-a spus că nu contează nimic și nicio activitate a centrului de afaceri desfășurată până atunci. Din fericire pentru mine, eu nu trebuia să spun ceea ce îmi propun să fac în următoarea perioadă, ci tot ceea ce am făcut în 5 ani au fost dovada muncii echipei centrului de afaceri, nu numai a mea. Sigur că au fost inițiative personale și împreună cu colegii. Dar nu mi-arog dreptul și nici meritele activităților centrului de afaceri, în nume personal. A vrut să desfințeze, din momentul în care a venit, a vrut să desfințeze centrul de afaceri. Fiind înființat, care era motivația? De ce să-l desfințeze? Nu există motivație și nici nu încerc să găsesc ceva logic și normal în atitudinea domnului președinte. Atunci, managerul de proiect, între timp, am sărit niște etape și vreau să fie logic și înțeleasă bine povestea. După ce s-a înființat centrul de afaceri, în perioada între care am fost numită
și am ocupat prin concurs, adică începutul anului 2009 și până la jumătatea anului când a fost inaugurat efectiv centrul de afaceri, am fost reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu la UNCJR Bruxelles, Uniunea Națională a Consiliilor Județene Bruxelles, biroul de la Bruxelles. Am participat la toate activitățile biroului, am mers la conferințe. Vreau să vă spun în mare despre ce este vorba cu acest UNCJR. Este un nod de informație extraordinar. Este cumva cu parte din rolul pe care îl are centrul de afaceri. De acolo pleacă toate propunerile de parteneriat, toate liniile de finanțare care urmează a fi deschise, pentru că acolo se hotărăsc programele care urmează a fi deschise, programele europene, axele, liniile de finanțare. Și atunci este important să știi primul informația și ea transmisă în țară și în județ poate fi tratată din timp, da, și pregătite proiecte în acel sens. Sau măcar să se știe că în anumite domenii există atenție din partea Uniunii Europene de a deschide linii de finanțare. După ce m-am întors și a fost deschis centrul de afaceri, în prima lună, împreună cu o colegă de la Consiliul Județean, care este director adjunct acum la Direcția de Integrare, am propus domnului președinte Beanu la ora aceea inițierea unui proiect de 1,5 milioane de euro, se numește EcoBiz, implementarea practicilor ecologice în procesul de producție al agenților economici. Nu vreau să dau detalii despre acest proiect, am crezut foarte mult în acest proiect. Se tratau subiecte foarte importante, cum sunt încurajarea agriculturii ecologice, conștientizarea persoanelor și oamenilor din mediul rural cu privire la folosirea responsabilă a pesticidelor, insecticidelor în producția agricolă, de mică sau de mare sau pe scară largă. Au fost cuprinse acolo niște târguri, s-au dotat și înființat 3 puncte de informare și infochioșcuri și a fost realizată o platformă, se numește platforma EcoBiz, în care magazine din România și Bulgaria pot să-și deschidă un magazin online, magazine reale pot să-și deschidă un magazin online, se pot înregistra într-o bază de date și pot fi găsite pe această platformă. Foarte importantă, vedem că astăzi mediul online este extrem de important ca sursă de informare. Deci acest proiect a fost depus în anul și a început implementarea lui în anul 2011 și s-a terminat în 2013. În mod normal, după terminarea oricărui proiect european, 5 ani de zile, beneficiarul, care a fost Consiliul Județean, dar și centrul de afaceri, absolut toate investițiile trebuie să rămână nealterate. Dacă nu, banii pot fi pierduți. Pentru că nu ai voie, în mod normal, în contractul de finanțare semnat de Consiliul Județean, am uitat să spun că pe acest proiect au fost școlite, au urmat cursuri și au fost calificați toți angajații centrului de afaceri în utilizarea platformei și cu diferite aspecte ce priveau proiectul. Așa cum era contractul de finanțare, spunea foarte clar, nicio investiție și nici persoanele și nici locația respectivă nu trebuie alterată. Deci 5 ani. 5 ani înseamnă sfârșitul anului 2018. În momentul în care la conducerea Consiliului Județean a venit domnul Mustățea, a vrut să desfințeze centrul de afaceri. Nu știu motivația, nici nu vreau să găsesc una logică. A spus că nu este folositor și nu a contat nimic de activitatea noastră. Atunci, managerul de proiect al proiectului EcoBiz, depus, despre care v-am povestit, a făcut o informare scrisă, există cu număr și dată, prin care i-a explicat domnul președinte Mustățea exact aceste lucruri. Că centrul de afaceri nu poate fi desfințat pentru aceste motive și care este pericol. Același lucru l-am spus și eu în nota de informare pe care am trimis-o domnilor consilieri județeni înainte de ultima ședință a Consiliului Județean. Pentru a vota în cunoștință de cauză, desigur. Vremea a trecut, în anul 2013
pe la jumătatea anului a apărut o ordonanță de urgență. Sunt vestite aceste ordonanțe, știți, 55, aceasta a fost 77. De 55, probabil că ați auzit. De 77 am auzit eu mai mult, pentru că m-a interesat și ne-a afectat în mod direct, prin care toate instituțiile, birourile, direcțiile, serviciile erau încadrate în funcție de numărul de angajați. La centrul de afaceri, existând 13 angajați, noi nu mai puteam fi direcție sau instituție publică. Și a venit ca o mânușă domnul președinte Mustățea pentru a transforma centrul de afaceri din instituție cu personalitate juridică în serviciu, în subordinea Consiliului Județean. Am explicat atunci și l-am rugat pe domnul președinte Mustățea să nu desfințeze o structură care funcționează, în care lucrează oameni cu salariu minim pe economie, într-un domeniu extrem de greu, acel al programelor europene și al fondurilor guvernamentale. Una din activitățile de bază ale centrului de afaceri, în afară de nod de informație și sprijin pentru companiile din România și Bulgaria care vor să-și găsească parteneri, al ONG-urilor care caută parteneri pentru depunerea de proiecte europene, este acela că dăm consultanță firmelor sau tinerilor antreprenori sau tinerilor care vor să devină antreprenori cu privire la programele guvernamentale. Acestea nu sunt programe europene, sunt programe pe care guvernul României le-a inventat, ca să spun, pentru a sprijini mediul de afaceri. Sunt vreo 6-7 programe extrem de importante pentru tinerii antreprenori, dar și pentru întreg mediul de afaceri. Probabil că ați auzit de sprijinirea al micro-întreprinderilor SRLD, Start, Comerț și Servicii, Meșteșuguri și Artizanat, programe incubatoare. Nu este momentul și nici într-o altă emisiune vă pot povesti despre oricare din aceste programe și intra în detaliu. Deci, și aceste programe urmează a fi deschise, aceste programe și linii de finanțare, ele sunt programe în sine, urmează a fi deschise acum. Momentul ales pentru a desfința centrul de afaceri, că practic această propunere înainte de ultima ședință de Consiliu a fost desfințarea centrului de afaceri și în mod special înlăturarea mea ca șef serviciu. Această propunere a venit într-un moment total nepotrivit. În această perioadă au fost deschise liniile de finanțare, ultimele două linii de finanțare pe programul Interreg 5A de cooperare transfrontalieră, axele 4 și 5, extrem de importante, cu cofinanțare mică și care se adresează ONG-urilor și instituțiilor. A fost o cerere și un volum de muncă extraordinar, pentru că noi chiar muncim acolo. Urmează, s-au deschis linii pe PNDR, urmează să se deschidă aceste programe guvernamentale. Deci, această propunere a bulversat total, în afară că era să se întâmple, chiar era să se întâmple să se desfințeze centrul de afaceri, dacă nu făceam această informare și dacă nu înțelegeau consilierii județeni că este total... nu este deloc benefic sau nu și are niciun rost desfințarea centrului de afaceri. Dar totuși, activitatea noastră a fost bulversată total. Colegii mei, deși erau și sunt remunerați cu salariu minim, se gândesc acum, sunt speriați, sunt foarte stresați, se gândesc unde să-și găsească un loc de muncă. Pentru că Giurgiu, situația economică în Giurgiu este extrem de grea. Oamenii o duc extrem de greu. Avem impresia că dacă se lucrează în administrația publică locală sau nu, există câteva persoane privilegiate din administrația publică locală care sunt bine văzute de șefi și care sunt promovate chiar dacă nu sunt competente. Marea majoritate a persoanelor din administrația publică locală muncesc pe salariu minim. Adică se poate traduce că este cumva o bătaie de joc. E dur cuvântul, dar să știți că exact conturează ceea ce se întâmplă. Oamenii sunt foarte săraci. Nu există posibilități, nu există oportunități pentru tineri, pentru persoanele acestea care probabil ar fi fost disponibilizate. Deci,
în momentul acesta, deși este început de an și urmează a fi lansate foarte multe programe, toate aceste aspecte nu au contat absolut deloc. Sigur, domnul Musăța a spus în enumerate rânduri că nu-l interesează nimic din ce se întâmplă, cel puțin la centrul de afaceri. Am văzut că nici în alte domenii. Sunt constatări, nu este o afrontă sau... și atunci, aflându-ne în acest punct, am găsit că este de datoria mea să înștiințez consilierii județeni și să fac tot ceea ce pot, nu pentru mine personal. Nu pentru mine personal. Pentru că sunt implicată în multe domenii și cel puțin în acest moment eu nu văd activitatea profesională continuând în administrația publică locală. Ce comentariu aș mai putea să fac aici? Nu, mi se pare un exemplu clar, nu? De prostie. Eu știu, prostie ca ignoranță, nu? Prostie ca, eu știu, ca lipsă de bun simț și atunci întregi măsura, dezinteres pentru județ. Este o desconsiderare față de oameni. Este o desconsiderare crasă față de oameni, pentru că angajații din administrația publică locală, fie că sunt la primărie, Consiliul Județean sau în orice altă instituție publică, sunt tratați cu desconsiderare. Din păcate, populația a fost adusă la limita sărăciei și această constrângere din lipsa minimului necesar pentru ziua de mâine, pentru oamenii nu trebuie, pentru oamenii care sunt impresionați de această atitudine, funcționează punere în bancă a fiecăruia și pe aceștia îi face să nu mai aibă nicio opinie, nicio inițiativă, nici măcar să susțină ceea ce este drept, corect, moral și nici măcar să spună adevărul. Oamenii se tem, nu îi învinovățesc. Eu am fost întotdeauna altfel. Cumva m-am așteptat de la colegi de mei, nu de la centrul de afaceri, dar din administrația publică, nu neapărat din Consiliul Județean. M-am așteptat la o altfel de atitudine. Vă spun că, și acum este o constatare generală, să știți că nu s-ar întâmpla aceste lucruri dacă noi toți am fi mulți cu curaj și cu demnitate. Da, problema demnității cred că este una dintre cele mai importante la ora actuală. Și încă un aspect foarte important. Orice om, toți, inclusiv noi, eu în mod special pot să spun asta, orice om suferă de această patimă care se numește și care stă acolo ca o sămânță și ascunsă, care se numește slavă, deșartă sau mândrie. În momentul în care nejustificat subalterni vin, nejustificat, nici măcar, poate că șeful instituției nici măcar nu cere acest lucru. În momentul în care subalterni vin și din proprie inițiativă sunt obedienți fără a li se cere sau sunt lingușitori mai mult decât linguștor nu e bine să fie niciodată. Și umilință. Da? Și se umilesc singuri. Singuri doresc să se pună în această ipostază. Desigur, în ipostaza sau în speranța unor beneficii financiare și vedem că s-au și întâmplat. Sunt cazuri concrete. Nu le numesc aici. Există și la Consiliul Județean. Domnul Musăța, din câte știu, acum a trecut la ALDE, nu? Da. Mihnea Băirescu, așa da. Este, nu? Da, numai că dumneavoastră știți acum că a trecut la ALDE, noi știam de mult. Da, da, mă rog. Știam de... Dar mi-amintesc ce spunea domnul Toma Petcu, întrebat fiind dacă va fi primit domnul Vladu sau vor fi primite alte persoane, domnul Toma Petcu s-a exprimat, domnule, primim pe oricine, noi nu suntem mănăstire. Probabil și chiar îmi amintesc și ce zicea, mai puțin, chiar îmi amintesc ce zicea cineva, oare când ești mai aproape de realitate? Unde ești mai aproape de realitate? Într-o mănăstire sau într-un bordel? Mă rog, era o întrebare a unui tip, a unui filozof, cred. Răspunsul știți. Haideți să revenim puțin, tot în legătură cu domnul Musăța, cu domnul președinte Musăța. Din păcate, domnul Nicolae, nu... pozițiile mele puțin, nu sunt din partea vreunui partid politic, ci din partea discuții. Unui cetățean și chiar, dar și ca angajat al Consiliului Județean.
Deci, nu, în primul rând, cetățean. Domnul, mă scuz, Clara, domnul Nicolae Bădălău a afirmat la un moment dat, zilele trecute, că liberalii au călărit timp de 8 ani județul, nu? Că liberalii au avut doi președinți de județ, Dumitru Beanu și Vasile Mustățea, care au călărit județul. Eu mă întreb dacă la domnul Vasile Mustățea este cazul, nu, să-l denumim liberal. Este un comportament mai curând iliberal, nu? Când, mă rog, în cazul liberalilor contează foarte mult inițiativa, nu? Contează afacerile, contează dezvoltarea economiei, libertatea economică și așa mai departe. Contează informația enorm, nu? Centrul de afaceri transfrontalier, în primul rând, avea acces la niște informații deosebit de importante, nu? Care puteau fi fructificate și consecința dezvoltarea economică a județului. Știți cum? Nu vreau să consider neepuizat încă subiectul cu centrul de afaceri. Marea pierdere nu este că a vrut să distrugă acest centru pe considerentele știute de dânsul, ci a fost faptul că timp de 4 ani, de când a început dânsul mandatul până la final, ținând tot timpul deasupra acestui grup de profesioniști sabla lui Damocles, practic l-a blocat activitatea. Deci faptul că ei au știut să facă proiecte, că le-au dus la îndeplinire, este una, dar faptul că ei, buni profesioniști, trăinuiți nu pe banii noștri, ci pe banii europeni, ar fi putut probabil să facă 100 de proiecte mai mult, este cu totul alt. Adică lucrul e dramatic aici. Nu vorbim doar de soarta 10 sau 15 angajați care Mustățea pe criterii politice sau de altă natură vrea să-i pună pe liber. Vorbim de soarta unui întreg județ. Deci era o echipă care ar fi putut, cum să spun, să duduie, să turuie cu proiecte europene. Când ai pe cineva care poate să aducă bani de afară, să-l blochezi, să încetinești activitatea, să-l ameninți, să vrei să-l desfințezi, că-l reorganizezi, că bagi alți oameni care sunt nepregătiți și doar așa să fie acolo, cum să spun, consider că e o crimă. Nu e o crimă împotriva umanității, dar o crimă împotriva unui județ între care, de fapt, e o crimă împotriva umanității. Și mai ales că aici era vorba și despre agricultura ecologică, am înțeles, nu? Ei ar fi putut să facă mult mai multe. Ei aveau o gamă largă, puteau să facă orice. Acel proiect Ecobiz a vizat în special agricultura ecologică. Ca activități și proiecte pe care le-am inițiat și desfășurat la centru de afaceri, de exemplu, pot să dau un exemplu. După care o să vă spun cât de greu ne-a fost după ce centrul de afaceri nu a mai fost instituție și a devenit serviciu. De exemplu, am inițiat o caravană în județ pentru promovarea Programului Național de Dezvoltare Rurală. Existau două măsuri, 141 și 112, care erau foarte la îndemână de accesat. Nu trebuia să... persoanele din mediul rural nu trebuiau să aibă foarte multe sau resurse financiare consistente ca să poată accesa aceste măsuri. Prima era dezvoltarea fermelor de subsistență, 141, și 112, instalarea tinerilor fermieri. Acum sunt reluate pe noua perioadă de programare, dar sub alte denumiri. Atunci erau 141 și 112. În 3 sau 4 luni am mers în 25 de comune, de exemplu, este un proiect, am mers în 25 de comune cu angajați de la centrul de afaceri și cu consultanți de la București și de la Ministerul Agriculturii pentru a promova, pentru a le povesti oamenilor, pentru a le spune despre aceste oportunități de accesare de fonduri pe aceste măsuri. Aveam un microbuz la dispoziție. Este un exemplu pe care vi-l dau. Au fost conferințe, au fost târguri organizate cu costul la 2 bannere, 6 milioane, atât, 6 milioane de lei vechi. Atât s-au plătit. Noi cu atât organizam toate evenimentele mari la care participau sute de persoane din municipiu. Erau, cum să spun, evenimente care se adresau cetățenilor orașului. Și aproximativ, să spun, cam vreo 6-7 pe an. 6-7 pe an înseamnă mult, înseamnă cam una la o lună jumate. Sigur că nu le-am organizat singuri, ne-au ajutat alte instituții, ne-a ajutat primăria, chiar și în mandatul trecut, acum și acum, dar punctual în puține proiecte. Deci am organizat aceste evenimente.
după ce s-a desființat centrul de afaceri, ni s-a luat mașina, bugetul care era extrem de mic, extrem de mic. A fost bugetul nostru, cel mai puțin a fost 1.800.000.000 și cel mai mult 3.200.000.000 pe an, ceea ce înseamnă salariile, încălzire, activității, încălzirea clădirii, materiale, salariile pentru angajați și așa mai departe. Și activitățile pe care noi le desfășurăm. Deci vă dați seama, 3.200.000.000, vedem că acum se dau la o singură ședință de consiliu, se dau 8 miliarde numai sprijine. Deci vă dați seama cât cheltuia acum, de când este serviciu, cheltuie și mai puțin. Deci eu vă spun care era bugetul centrului de afaceri atunci când el era instituție cu personal juridic. Dar ce este cel mai important este faptul că ni s-a luat sau mi s-a luat acest drept de a iniția proiecte, de a veni cu inițiative. Și absolut tot ceea ce am făcut, nici măcar participări, veneau invitații, veneau direct la centrul de afaceri, pentru că organismele cu care interacționam și organizațiile nu știau că centrul de afaceri s-a desființat, le invitam să trimită invitația prin Consiliul Județean și nu mai ajungeau niciodată la centrul de afaceri. Eu personal am folosit concediu în ultimii pași. Mi se pare că s-a întrecut orice limită. Nu accept această justificare a eficientizării. Se poate spune oricum altcumva. Clara Morculescu trebuie să plece de acolo. Și atunci voi răspunde în consecință. Dar poate că este mai aproape de adevăr. Nu există pentru mine această justificare că se dorește eficientizarea activității Consiliului Județean. Pentru că pe acea ordine de zi a existat modificarea organigramei cu modificarea, mă rog, desfințarea centrului de afaceri, am citit un pic mai mult și am văzut ce se dorea de fapt. Poate că din afară, poate că nici consilierii județeni nu își pot explica sau probabil consideră că exact asta este explicația. Domnul președinte Mustățea, la final de mandat, cu 2 luni înainte, dorește să eficientizeze activitatea Consiliului Județean. Este mai mult ca sigur, nu am nimic nici personal cu dânsul, dar cred personal că șansele dânsului de a fi președinte al Consiliului Județean sunt minime. Deci această pregătire cu eficientizarea instituției nici măcar nu are o explicație logică, în sensul în care următorul președinte de Consiliul Județean înțelege să-și organizeze în modul propriu și să eficientizeze așa cum dorește instituția pe care o va conduce și pentru care trebuie să răspundă. Pentru că așa conducătorii noștri trebuie să înțeleagă, conducătorii noștri, că sunt președinți de Consiliul Județean, că sunt președinți de țară, primari, directori de direcții, trebuie să înțeleagă că în posturile în care sunt și în posturile în care sunt, trebuie să dea dovada competenței și nu să folosească resursele financiare așa cum consideră și după bunul plac. Deci atunci când ajung în acele funcții sunt responsabili pentru activitatea pe care o desfășoară și dau socoteală pentru activitatea pe care o desfășoară și nu sunt pe un piedestal de pe care se uită înjositor sau se uită cu dispreț la angajați, o poziție din care se uită cu dispreț la cetățenii orașului sau județului. Nu este posibil așa ceva. Și ca oameni, ca cetățeni, nu ca angajați ai Consiliului Județean, nu trebuie să acceptăm asemenea atitudine și asemenea umilință. Nimeni nu trebuie să aibă un astfel de comportament. Eu am trăit discuțiile și întâlnirile cu domnul președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustățea. Nu le detaliez aici, dar vă rog să vă închipuiți doar atât. Dacă domnul președinte Mustățea în Consiliul Județean se comportă cu consilierii județeni care sunt aleși
de oamenii acestui județ. Dacă se comportă cu aceștia, la maniera în care se comportă, cu dispreț, mai rău decât se comportă un profesor la școală. Gândiți-vă cum se desfășoară o discuție între domnul Mustățea și un angajat între patru ochi. Atât vă rog să vă... Se poate face un... Da, dar cred că nu e greu de imaginat tot. Da. Deci asemenea lucruri nu trebuie să se întâmple, nu sunt normale a se întâmpla. Noi ne-am învățat ca tot ceea ce este, să devină tot ceea ce este aberant și anormal pentru faptul că nu este nu este amendat. Deci pentru acest fapt am ajuns să considerăm că este ceva normal. Nu, nu este normal. Este normal să ne purtăm cu respect. Este normal ca cei care ne conduc să-și dea seama că sunt acolo pentru cetățenii acestui oraș, pentru cetățenii acestui județ. Și să se uite cu milă, dacă vor, chiar așa pot să se uite cu milă, la oamenii care se zbat în sărăcie. Și care nu găsesc nicio speranță pentru familiile lor. Pentru că oamenii, sigur, nu vorbim despre aceia care sunt... nu știu, foarte puțini, leneși, care nu vor să muncească. Vorbim despre oamenii normali care își doresc să muncească mai mult, dar să fie remunerați în consecință. Își doresc să fie respectați. Își doresc doar să ca lucrurile să fie să se desfășoare într-un mod normal. Nimeni nu cere mai mult. De ce am ajuns în această situație și de ce trebuie să ni se pară normal că trebuie să fim umiliți și jigniți și trebuie să stăm într-un stres incredibil la locul de muncă? Nu știu. Pot să-mi dau răspunsuri. Uneori și noi greșim. Pentru că în fața șefului ne teamă, ne e frică, dorim să fim văzuți mai bine și atunci suntem obedienți, exact cum am spus, fără să fie nevoie. Dacă foarte mulți oameni ar avea demnitate și ar spune adevărul, indiferent de consecințe, vă spun că nu s-ar ajunge în astfel de situații. Și, repet, nu am nimic, nu am avut simpatii și antipatii, sau chiar dacă le-am avut, au existat întotdeauna în interiorul meu și niciodată nu au fost exteriorizate. Întotdeauna am crezut că se poate trece peste aceste simpatii și antipatii personale în interacțiunile dintre oameni și că se pot face lucruri constructive. Eu nu cred că niște oameni 4 ani sau 10 ani sau de când să știu pot să disprețuiască o comunitate și atunci când vin alegerile să se gândească cum să-i poată manipula, cum să poată să spună, nu știu, ceva, niște povești ca program de partid sau ca planuri de viitor și ei să fie crezuți. Din păcate, nimeni nu crede astfel de fantasmagorii, deci nimeni nu crede aceste lucruri. Oamenii își dau seama de calitatea celor care i-au condus până atunci, dar din păcate în mediul rural sau din cauza acestei sărăcii în care a fost adusă populația, lumea nu mai este interesată nici de politică, nici de a avea un cuvânt de spus, nici să se informeze, nu știe cum să, fiecare nu știe cum să muncească mai mult, să se gândească ce să mai facă pentru ziua de mâine și atunci nu se mai interesează cu nimeni, nu se uită la televizor, nu citesc un ziar, nu sunt de condamnat. Oamenii suferă. Asta trebuie să înțeleagă și orice politician și oamenii care au condus până acum, la orice nivel, că e nivel de comună, de municipiu, de județ sau de țară. Până nu vom avea oameni buni care să vină și să se uite ce pot face pentru comunitatea respectivă. Sigur că nu întotdeauna poți să rezolvi toate problemele. Dar măcar să vezi deschidere din partea persoanei respective. Să vezi că este aproape de oameni și nu fățarnic. Nu fățarnic. Dacă face o faptă bună, nu să fie cântată la televizor. Dacă a avut foarte multe proiecte, să nu facă caz de acest lucru.
oamenii simt prin viața de zi, zi cu zi, prin nivelul de trai pe care îl trăiesc în fiecare zi. Deci nu poți să-i păcălești că ei o duc bine când nu o duc. Este simplu. Lucrurile sunt simple. Încercam, Clara Mărculescu, să-i găsesc o scuză și am găsit-o, să știi. Poate că este un adept al filozofiei lui Friedrich Nietzsche, 1844-1900, un filozof german deosebit, un mare filozof german, care considera că adevăratele valori sunt disprețul, orgoliu, iar celelalte valori, nu valorile care apar și în Biblie, ar fi valorile turmei. Și spunea Nietzsche, domne, conducătorii trebuie să supună turma, turma trebuie să asculte și așa mai departe. Am făcut, e clar. Nu, sunt niște oameni care își dau seama de slăbiciunea oamenilor. Clip, acest dispreț, da, hai să zicem aristocratic, folosind o sintagma a lui Nietzsche, îl întâlnim nu numai la domnul Vasile Mustățean, de pildă mi s-a părut, hai să folosesc termenul de hilar, pe care tot îl folosește un jurnalist din Giurgiu în ultima vreme, acest dispreț l-am regăsit și la domnul primar Nicolae Barba. Adică cum este posibil pe 17.000 sau 19.000 de carduri de călătorie gratuite, în loc să apară numele beneficiarului, să apară numele primarului? Este un dispreț total la adresa cetățeanului. Nu apare numele lui, apare numele primarului. Și apropo de ce ziceai tu, aproape toți primarii din România, nu e vorba numai despre Giurgiu, procedează ca și cum ceea ce fac ei din obligație profesională nu ar fi demn de laudă, în sensul că au făcut în afara obligației profesionale. Nu, este strict sarcina de serviciu. Am mai spus-o, un medic chirurg operează un pacient, îi salvează viața, acțiunea lui nu este demnă de a fi lăudată, nu este o acțiune morală, fiindcă a fost făcută din obligație profesională. Noi putem să avem o admirație pentru aceste categorii profesionale. Bun, putem, chiar am discuția, să-i cu totul o admirație ceva deosebită pentru medici, pentru profesori, pentru preoți. Și, dar ceea ce faci în obligație profesională, să vrei să-l afișezi ca și cum ai fi făcut din, cu resurse proprii, în afara obligației profesionale, ca și cum ai fi contribuit tu cu banii din buzunarul tău și așa mai departe, mi se pare aiurea. Și întâlnim nu numai la Giurgiu, ci aproape toți primarii din România. Da. Problema este că și nu numai primar, în general, nu conducătorii nu se pot supăra pe sesizările care se fac în legătură cu ceea ce nu merge bine. Sunt foarte bune lucrurile care sunt bun făcute, dar nu sunt de neobservat lucrurile care sunt prost făcute. Și în acest sens nu te poți nici supăra, nici cel mult poți să-ți asumi. Și fiecare, cel mai onorabil și decent și responsabil, este să-și asume o greșeală. În fața unui om cu un filtru de valori adevărat, această asumare și curaj, că trebuie și curaj să-ți asumi greșelile, este... Deci, pentru un om cu un filtru de valori adevărat, este un plus, să știți. Și adevăratele virtuți nu sunt acelea, orgoliu și mândria și... Nu. Adevăratele virtuți sunt altele. Sunt bunătatea, este dragostea față de oameni, este smerenia și mai departe, dar nu discutăm despre aceste lucruri. Acestea sunt adevăratele virtuți. Unii oameni le manifestă în mod natural, alții înțeleg pe parcursul vieții și din experiența vieții că trebuie să fie așa, pentru că Dumnezeu așa ne-a făcut să fim. Noi pe parcurs devenim răi și ni se pare că dacă suntem și într-o funcție, cumva avem puterea, trebuie să ne batem joc de oameni și putem să facem și ce dorim, și cu banii, și față de oameni, și așa mai departe. Ne trebuie oameni buni. Oameni buni, cărora să le pese de ceilalți oameni. Să fie buni gospodari. Pentru că dacă ții o echipă bună, poți să construiești foarte mult. Nu trebuie să fii expert în fonduri europene, în cine știe ce strategii. Nu. Trebuie să vrei, să fii deschis. E adevărat că este un plus dacă ai o viziune de ansamblu, dacă privești macro și vezi cum s-ar putea dezvolta o comunitate, este esențial, este foarte important.
Dar dacă ești om bun și nu ai aceste calități, îți poți lua o echipă bună și atunci poți face proiecte astfel încât comunitatea să beneficieze de pe urma mandatului de primar, președinte de consiliu și așa mai departe. Pentru că până la urmă acesta este rostul conducătorilor. Nu să ne manipuleze, nu să ne mintă, nu să-și bată joc de noi, nu să ne mintă în campanie. Vreau să vă spun ceva. Omul, eu cred că omul într-adevăr se poate schimba. Eu cred că omul poate fi într-un fel și poate greși foarte mult în viață și cred cu tărie că omul se poate schimba. Dar omul care s-a schimbat în interior se vede de la foarte mare distanță din afară. Pentru că el nu este schimbat de suprafață. El nu vine cu niște lozinci. În atitudinea și în comportamentul și în faptele lui de zi de zi, îi se vede această schimbare. Deci noi ne calificăm și ne definim prin faptele noastre și nu prin declarațiile pe care le facem în campanie, în precampanie, într-o ședință de consiliu. Nu. Ci în faptele noastre. Omul poate greși, poate fi mânios odată, poate își poate ieși din minți, se poate enerva foarte tare, poți să greșești, că omul greșește în fiecare secundă. Dar, cum să spun, această greșeală trebuie să fie cu limite, iar fondul bun al omului să se vadă în acțiunile sale. Și în faptele vorbeai, sale. Clara Mărculescu, despre nevoia de schimbare, nu de a se face politică, despre nevoia de schimbare a oamenilor politici, dar eu aș mai adăuga aici că nu numai oamenii politici trebuie să se schimbe, toți trebuie să ne schimbăm, inclusiv presa să se schimbe. Da, este o fără mare discurs. Problemă aici. Am observat-o și eu în dacă să ne referim la presa locală, nu numai în Giurgiu, în toate județele țării, nu, presa locală suferă foarte mult, nu este supusă presiunilor și așa mai departe, dar despre presa locală poate ne-ar putea spune câteva cuvinte și domnul consilier județean PNL, Mihnea Boierescu. Am aflat în sfârșit, nu, că dumneavoastră sunteți și proprietarul publicației Giurgiu Hot, o publicație pe care sincer o apreciez foarte mult. Cei care scriu acolo sunt extrem de talentați, chiar sunt invidios pe ei, să știți, vorbesc serios, un talent excepțional. Am văzut că vin și cu documente și așa mai departe, dar dincolo de asta talentul m-a impresionat, extraordinar. Da, sincer, și eu sunt fan, sunt invidios și nu cred că există un om care a citit măcar un articol din Giurgiu Hot care să nu, să spun, care, în sufletul căruia să nu se aprindă ceva citind acolo. Din păcate era necesar un astfel de site. Eu acum nici nu vă confirm, nici nu vă infirm. Dar pot să vă spun că acest site are un mare viitor. Cei care scriu acolo, din păcate, sunt anonimi, ei nu au viitor. Niciodată nu o să apară pe sticlă, pentru că nu sunt articole generice, sunt articole targetate, punctuale, informații clare, bine documentate. Ei sunt vânați de către cei care sunt vizați. De-abia așteaptă să știe exact pe cine să dea în judecată. Din păcate, pe mine n-au cum să mă dea și nu cred că sunt persoana cea mai comodă cu care să se judece ei. Ar trebui să avem mai multe astfel de site-uri pe Giurgiu și ar trebui astfel de site-uri, astfel de scriitori, de jurnaliști, de investigație să existe în toate județele țării. Dacă vreți, ei sunt un mod de echilibru al societății. Dacă nu e nimeni care să strice hoții, hoții vor fura nemăsurat. Ei, dacă vreți, sunt o pondere, sunt un soi de sistem polițienesc dincolo de sistemul clasic polițienesc, care ei nu au atât de multe restricții. Prin faptul că sunt anonimi, ei pot să dea absolut orice. În momentul în care dau, nu neapărat că îi împiedică pe ceilalți să fure, dar le bagă frica în suflet. Vor fura în continuare, dar vor fura mai puțin. Vor face rău în continuare, dar vor face rău mai puțin. Îi vor ignora pe cei care i-au ales, dar îi vor ignora într-o măsură mai mică. Ce vreau eu să spun față de intervenția Clarei, sper ca cei care au fost vizați de, să zic, discursul ei, prietenei, pentru că pot să mă consider prieten, sper să nu încerce să-i facă rău de acum încolo. Pentru că ei pot interpreta, să ia din discurs doar un anumit segment și să spună, ia uite, un funcționar public care
care dă noi. Nu e așa. Clara nu a venit în calitate de funcționar public și ce a vorbit ea este de bun simț și este aplicabil probabil în toate epocile, în toate județele și în toate comunele. Practic a vorbit la modul generic. Dar dacă sunt unii oameni politici vizați de ce a spus Clara, vina este a lor, nu a celui care a spus. Și sunt vizați mulți aici. Eu nu am nicio problemă și asum tot ceea ce spun. Cumva este în firea mea de a spune lucrurilor pe nume. Nu lucram în administrația publică locală, ci eram implicată în activități ale unor ONG-uri și pe vremea domnului Iliescu participam la niște meeting-uri în legătură cu problema gestionării câinilor fără stăpân. Și atunci chiar trebuia să fii curajos să participi la unul astfel de meeting. Nu mi s-a întâmplat nimic, deci puteam să spun și pe vremea aceea tot ceea ce gândeam. Voi spun și acum, voi spune în continuare și mă gândesc că din toate astea cel mai important este să rămânem demni ca oameni până la sfârșit. Presiunea asupra mea s-a făcut de-a lungul timpului. În acest mandat al domnului președinte Mustățea am auzit fel și fel de lucruri, foarte multe neadevărate. Aș vrea să fac o referire că ați adus vorba de presă. Sunt foarte dezamăgită. Sunt extrem de dezamăgită. Eu sunt în Consiliul Județean și cunosc mare parte a proiectelor care s-au desfășurat acolo și care sunt în desfășurare. Nu vorbesc despre ele, nu sunt proiectele mele. Nu sunt membru în acele echipe. Însă le cunosc. Cel puțin pentru proiectul cu groapa de gunoi și managementul deșeurilor, am văzut niște acuzații făcute de domnul primar Nicolae Barbu, căruia mi-am permis să-i răspund pe Facebook la adresa domnului Beanu. Am văzut că se scrie în presă foarte mult și sunt foarte multe lucruri eronate, ca să nu spun minciuni și neadevăruri. Nu știu ce scuză să găsesc. Înțeleg că a fi ziarist și jurnalist înseamnă să cuprinzi multe domenii, să ai o cultură generală, să înțelegi foarte multe domenii. Domeniul fondurilor europene este unul complicat. Aș putea să dau această justificare că dânsii nu înțeleg exact cum stau lucrurile. Că e greu să înțelegi de la program, la axă, la domeniul major de intervenție, la activitățile proiectului, la termene limită, cum se pot prelungi aceste termene limită, care sunt obligațiile pe proiecte. Dar de la acest lucru până a spune minciuni și a acuza niște oameni, este cale lungă. Și înseamnă să-ți asumi ceea ce spui. Nu poți să spui că cineva este de vină atunci când nu este de vină. Am fost indignată, vă spun. Am colaborat cu domnul primar Barbu. Puțin. Eu am venit cu multe propuneri, dar puține s-au concretizat. Am fost indignată când am văzut... Eu am lucrat cu domnul Beanu, pe de altă parte. 4 ani de zile. Știu ce proiecte au fost atunci și mare parte dintre ele se implementează acum și, din păcate, din cauza unor întârzieri, nu comentăm acum, deși la o analiză serioasă se pot vedea de ce acele întârzieri au fost, s-au produs. Deci nu poți să acuzi pe cineva doar că ți se pare sau că vrei să ai beneficii din punct de vedere al imaginii politice. Și este și o desconsiderare față de echipa de proiect. De exemplu, acolo la groapa de gunoi, cu managementul deșeurilor, groapa ecologică, a fost, este foarte simplu spus, este un proiect foarte complex, cu un buget extraordinar, peste 30 de milioane de euro. Deci vă dați seama ce complexitate are acel. Nu se poate discuta nici într-o frază, nici într-o propoziție. Dar în principiu putem să înțelegem două aspecte. S-a construit groapa de gunoi.
Există un operator pentru gestionarea acestui centru și alți operatori trebuie să aducă deșeurile din punctele de colectare din județ către acest centru. Există un operator care a câștigat licitația și poate folosi acest centru de aici. O a doua licitație a fost întârziată și pentru ea au fost întârziate actele la Consiliul Județean, date de la ADI către Consiliul Județean, și au întârziat acolo pentru verificare 3 luni. De ce? Nu știu. Probabil că cineva de la Consiliul Județean poate să răspundă pentru acest aspect. Am văzut acolo că au fost niște declarații, a trebuit să înlocuim președintele ADI adică să înlocuiască pe domnul Beanu ca să se poată desfășura activitățile normale în cadrul acestui proiect. Nu este adevărat. Este păcat. Eu îl respect pe domnul Barbu, dar este păcat care o să-l dea atitudine. Și am lucrat cu domnul Beanu și știu că toate intențiile au fost bune atunci. Și din păcate, proiectele care s-au inițiat atunci au ajuns să sufere acum pentru că nu s-au terminat de implementat în vechiul mandat. Acesta este adevărul. Acesta este adevărul. La o analiză serioasă și la niște răspunsuri curajoase din partea angajaților Consiliului Județean, acesta este adevărul. Putem să nu știm detalii despre o anumită problemă. Putem să întrebăm, să ne documentăm, dar la ajunge să acuzăm niște persoane gratuit, mi se pare anormal, deplasat, nu știu cum să spun. Iar această campanie care a început de acum, văd că a început de acum, adică oamenii trăiesc și acum, noi nu suntem în campanie, oamenii suferă și acum, oamenii n-au ce mânca și acum, n-au locuri de muncă și acum. Ei nu trăiesc aceste luni ca să se stabilească și să fie mințiți în campanie electorală despre ce se va face, niște promisiuni care niciodată, îmi pare rău, niciodată în nicio campanie nu au fost respectate. Din incompetență, din neputință, din greșeli, nu știu, pot fi explicații. Din păcate, timpul alocat emisiunii s-a dus. Haideți, eu știu, să fim puțin optimiști la final, așa, Mihnea Băierescu? Optimismul moare ultimul. Nu, deocamdată nu putem fi optimiști, pentru că județul nu se îndreaptă spre direcția bună. Perspectivele a celor care sunt acum la putere de a rămâne în continuare la putere dacă noi nu vom ne vom trezi sunt bune pentru ei. E un semnal de alarmă care l-a tras Clara, dar de fapt îl știm cu toții, l-am simțit-o pe pielea noastră și, cum spun, sperăm să nu o simțim în continuare. Dacă nu ne vom trezi, lucrurile vor continua degenerarea. Pentru că mi-ați pus o întrebare la început, că domnul Bădălău spunea că 8 ani de zile, cum a fost PNL-ul, a cărărit județul, sau cum s-a... Județul. Păi, haideți să fim serioși, mandatul domnului Beanu 2008-2012 a fost cel mai bun mandat din istoria anterioară a Consiliului Județean. Iar cu domnul Mustățea, deși într-adevăr a câștigat alegerile pe PNL, realitatea e că nu a fost niciun moment PNL. Practic a trecut independent, a făcut o alianță cu PSD-ul, îi treceau toate proiectele, dovadă că în 4 ani de zile singurul proiect în care a vrut să distrugă centrul Danubiu s-a picat, dar toate celelalte au trecut pe bandă rulantă. Ori e clar că a fost vorba de o complicitate a tuturor consilierilor județeni. În mod normal, noi cred că îi dăm cezarului mai mult decât ar trebui să-i dăm. Sistemul de reglaj al județului stă în mâna celor 30 de consilieri județeni, nu în mâna președintelui. Președintele nu poate să facă absolut nimic fără votul consilierilor. Deci noi, de fapt, îl acuzăm pe Mustățea. Nu, Mustățea a fost un pion care a știut să se folosească de toți ceilalți și atunci când nu avea pârghile economice, avea alte pârghii, ne timora, ne domina, ne închidea microfonul. Știți de câte ori în Consiliul Județean mă trebuie să mă ridic în picioare și să strig pentru că microfonul meu era tăiat. Sau de câte ori era ca în Bitele, când luam câte două microfoane deodată, dacă mi le închide pe ăla din stânga, măcar rămân pe ăla din dreapta.
Și mult mai mult. Ce să spun, e penibil ce s-a întâmplat, dar din păcate nu eu sufăr ca și consilier, sufără oamenii în teritoriu. Mi s-a rupt sufletul, nu neapărat că a făcut asta Mustățea, ci prin faptul că ceilalți consilieri tăceau complice și lăsau capul în pământ, acolo a fost dezamăgirea maximă. Și o făceau, nu că era o discuție între patru ochi, o făceau în fața 3 televiziuni, în fața 10 site-uri din care 8 sunt finanțate de ei și așa mai departe. Și nimeni nu făcea nimic. Și mă uitam pe presa a doua zi, luările mele de cuvânt, care de fapt eram singurul care încercam să-l contrez pe președinte și camarila lui, erau decupate de acolo. De cine? De televiziunea Muntenia, care de fapt primește bani publici ca să dea emisiunile integral. Să spun, exemplele din păcate, Mihnea Băielescu primește semnale că trebuie să ne oprim. Cred că este vorba imediat, Clara, de avea ultimul cuvânt. Cred că problema numărul unu este problema moralității. Da. A lipsei de demnitate individuală, problema umilinței, lipsa așa de este. Curaj. Din punctul meu de vedere ca cetățean, care nu face politică, care nu este interesat de politică, cel mai important, pentru mine nu sunt importante partidele, pentru mine sunt importanți oamenii. Nu mă interesează că un partid este mare sau mic. Noi, la nivel local, suntem conduși de oameni. Iar noi cunoaștem oamenii comunității noastre. Noi îi cunoaștem, i-am văzut în ipostaze, i-am văzut reacționând, le-am văzut faptele. Le vedem atitudinea. Nu se poate vorbi că un partid politic este bun și altul e rău, sau unul este mai bun sau altul este mai rău. Oamenii care compun acele partide în comunități mici sunt extrem de importanți. Și să ne uităm foarte bine și să fim responsabili când votăm, dacă votăm, cei care votează. Să fie responsabili, să fie informați și să voteze oameni cărora le pasă de comunitate, care au dovedit până acum că le pasă de comunitate. Deci calitatea constă în oameni și nu în partide. Pentru că observăm, sunt oameni care acum câțiva ani ne tratau cu dispreț și acum îi vedem conducători ai unor partide. Trec de la un partid la altul, dar ei rămân aceiași oameni. Deci noi să ne alegem oameni buni. Asta este de fapt cel mai important. Cred că este un mesaj extrem de important. Sper că și pe noastră, stimați telespectatori, ceea ce a spus Clara a reușit să v-a sensibilizat. Vă mulțumesc pentru faptul să rămâne Clara Mărculescu. Mulțumesc Mihnea Băierescu. O să vă aștept mulțumim și la pentru alte invitație. Emisiuni. Sincer, sunt impresionat. Mi-a făcut o plăcere deosebită. Ne revedem vinerea viitoare la Iluzii Prejudecăți Perspective.